Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și în primul tur și într-al doilea. Mă refer la liderii partidelor politice. Practic toată stânga, practic tot, cu unele mici excepții, s-au alăturat și au făcut apel public pentru a susține candidatura mea în acest scrutin electoral. În special vreau să mulțumesc lui Renato Osată și echipii sale, care au fost destul de activi și ne-au susținut în turul 2. Eu am menționat anterior și mai menționez încă o dată. Eu sper la un parteneriat și voi fi destul de deschis pentru astfel de parteneriate. De exemplu, uitați-vă, astăzi cineva din activiștii lui Usate a fost arestat și așa mai departe. Eu condamn categoric acest lucru. Eu nu știu detaliile ce se întâmplă acolo. Mă voi clarifica până mâine și voi veni și cu o declarație publică în acest sens. Dar represiile politice trebuie lăsate într-o parte. Deci, evident că ne-au susținut, Usate ne-a susținut echipa lor. Eu le mulțumesc pentru acest lucru. Tuturor care sunt în Raioane, au fost alături de noi. O să ne clarificăm cu fiecare caz în parte. O să fim alături. Echipa Partidului Socialiștilor, avem juriști, avocați, vor fi alături și vor ajuta cu ce putem, inclusiv și fracțiunea parlamentară care este în Parlament.